După un meci de tenis de vis, urmează un meci de handbal feminin superb între Germania și Muntenegru în grupa A de la mondialele de handbal feminin din Brazilia. Suntem Dragoș Borchină și Costi Cava și vom comenta pentru dumneavoastră această partidă. Bun găsit, prieteni! Iată, vedem deja lotul echipei Muntenegru, o formație care a suferit ieri o înfrângere surpriză în fața Islandei. E adevărat, la diferență de un singur gol, dar tot înfrângere se numește. Și evident a fost distracție mare în tabăra echipei din Islanda, care a câștigat cu 22-21. E adevărat, tot ieri și în aceeași grupă A am avut parte de o altă surpriză, un meci pe care l-am comentat și în care a fost echipa Germaniei, o echipă care a învins Norvegia, de asemenea într-un meci extrem de strâns cu răsturnări de situație. Muntenegru a pierdut în fața unei Islande care a jucat primul meci în istoria ei la un campionat mondial feminin. Într-adevăr, acest mondial a început senzațional, câteva surprize și România a avut emoții, dar până la urmă s-a impus. Vedem de la această oră, spuneam, Germania cu Muntenegru, un meci între două echipe extrem de valoroase. Am vorbit și ieri, Germania este o fostă campioană mondială, în timp ce Muntenegru este o națională nouă în peisajul handbalului feminin mondial. Doar de 5 ani această federație este afiliată la Federația Europeană și Federația Internațională. Dar Muntenegru e o forță, iată-l și pe antrenorul echipei, Dragan Adzic, tehnicianul lui Budușnost Podgorița. De altfel, Budușnost este echipa care dă și cele mai multe componente ale echipei naționale. Sunt vreo 11 fete care joacă la această echipă de club. E un sistem pe care îl întâlnim și la Naționala României. Este exact ceea ce se întâmplă și cu Naționala lui Radu Voina, un antrenor care este și pe banca Olchimului și care aduce de acolo, de la Râmnicu Vâlcea, cele mai multe jucătoare și naționale. În plus, Olchimul, două jucătoare naționale a Muntenegrului, sau invers, dacă vreți, e vorba de Maria Jovanović, jucătoarea cu numărul 8, să o urmărim cu atenție, a marcat 5 goluri ieri partida cu Islanda. Începe partida, doamnelor și domnilor, cu un prim atac al Germaniei. Da, ar mai fi de spus că și în lotul Germaniei se află o jucătoare care evoluează sub cârma lui Dragan Adzic. E vorba de portarul de ieri pe care l-am văzut într-o formă extraordinară, Clara Völtering. Așa este, Clara Völtering a avut ieri 8 parade și a contribuit din plin la succesul Germaniei în fața campioanei olimpice Norvegia. Prima aruncare de la 9 metri în această partidă. Muntenegru în alb, Germania în negru. Toată presa din Germania a vuit, evident, după victoria în fața Norvegiei, o victorie pe care au meritat-o din plin jucătoarele lui Heine Jensen, un tehnician danez care încearcă să rezolve și acest al doilea cel mai dificil meci din grupă, pentru că zic eu că dacă trec și de Muntenegru, grupa este ca și câștigată de Germania. Așa este. Germania este echipa națională care are cel mai dificil început la aceste mondiale, apoi programul o avantajează. Haideți să vedem prima aruncare de la 7 metri acestei partide. Franziska Mitzner ieri a marcat 8 goluri cu Norvegia, scrie și acum. Da, a fost cea mai bună marcatoare din acea partidă, însă foarte importantă și apariția Stefaniei Melbeck în partea a doua acelui meci. Remarcam acest lucru. În repriza a doua a dat toate cele 6 goluri, a fost a doua marcatoare, la egalitate de puncte sau de goluri cu Sabrina Richter, extrema dreapta Germaniei. Acum Bojana Popović, poate cea mai bună jucătoare de handbal feminin din lume. Din nou Bojana Popović ratează priza la minge. Da, Popović, care este de 5 ori câștigătoare a Ligii Campionilor, două ori cu Viborg, echipă din Danemarca, și tot din Danemarca cu Slagelse. Excelentă parada Marine Vukcevic. Ieri a avut 12 parade cu Islanda, un procentaj de 35%. Începe destul de bine și această partidă. Fault aici, făcut de nemțoaice, 9 metri. Iată și pe Ana Djokic. Da, să vedem cum își va reveni după șocul de ieri Muntenegru. Ce soluții a găsit acest Dragan Adzic. Mingea a trecut pe la Catalina Bulatović. Aruncare și este primul gol al Muntenegrului. Bojana Popović i-a înscris, nu jucătoarea pe care am avut-o în cadru. Ei, soluția de care tu vorbeai mai devreme, Costi, ar fi una psihologică. În cadrul Muntenegru în forțare aici, sigur că da,
corectă decizie arbitrilor suedezi, Johansson și Kliko. Acesta e cuplul care fluieră meciul. Bana Popovic mai departe. A intrat în circulație și Bulatovic. Și Bulatovic, da. Da, să vedem Popovic, Bulatovic, de asemenea, de ce nu, Toscovic, sunt jucătoare importante. Pe extreme, trebuie să ne așteptăm de la Omaia Savic să joace foarte bine. Jucătoare de mare experiență, 35 de ani. Să vedem, o bună aruncare. Este gol înscris de Catarina Bulatovic. Exact ceea ce spune. 2-1 pentru Muntenegru. Bar aici. Forța de aruncare a Germaniei este una impresionantă. Șansă de gol pentru fetele antrenate de Azic. Excelent, au oprit în țoaicele. 2-1 pentru Muntenegru. Germania n-a început grozav nici meciul de ieri cu Norvegia. De altfel a fost condusă 3-4 goluri. A reușit însă să arate o forță de revenire fantastică, mai ales în partea a doua. Și spuneam, au fost conduse cât? Aproape 3 sferturi din partidă. Așa este, de două ori au revenit pe tabelă nemțoaicele și au întors jocul în favoarea ei. Spunea după meciul de aseară Heine Jensen, antrenorul Germanii, că în primul sfert de oră n-am jucat ceea ce trebuie, apoi am revenit și ne-am impus. De partea cealaltă, Hergeirson, antrenorul Norvegiei, a spus că Germania a declarat că vrea să-și facă o echipă pentru sezoanele următoare, dar la meciul cu noi au demonstrat că deja sunt o forță, trebuie luată în seamă această echipă. Să vedem, într-adevăr, Germania are acest ascendent moral. Pe de altă parte, nici Muntenegru nu își mai permite o a doua înfrângere, dar și cu două înfrângeri ar putea să meargă mai departe. Da, să le reamintim prietenilor noștri felul în care se promovează din faza grupelor în faza optimilor, în primele 16 echipe practic ale mondialului. Primele 4 din aceste 4 grupe de câte 6 merg mai departe. Caut aici doar 9 metri, Dokić, Ana Dokić, pivotul Muntenegrului, scundă, are 1,69 m, se strecoară, are această calitate. Aruncare superbă aici a Catarinei Bulatovic, foarte bun reflexul Clarei Voltering. Pleacă Germania la atac și are posibilitatea să egaleze la 2. Da, din păcate pentru Muntenegru, aceasta a fost una dintre principalele probleme în meciul de ieri cu Islanda. Nu au înscris cu pivoții, singurul gol de pe semicerc a venit de la Ana Dokić. 2-1 pentru Muntenegru. Să vedem dacă forța acestei Franziska Misner se va vedea și în acest moment. A călcat semicercul extrema dreaptă a Germaniei. E vorba de Sabrina Richter, autoarea 6 goluri cu partida de ieri cu Norvegia. Un meci excelent a făcut Sabrina. Două jucătoare foarte puternice în linia de 9 metri pentru Germania. În primul rând, Franziska Misner, care are 1,92 m. Și de ce nu, această Luisa Schulze, pe care n-am văzut-o foarte mult folosită și ea la exact aceeași înălțime. Pe interdreapta ar apărea, pe semicerc, cum cer scuze. Să vedem dacă va evolua. Maia Savic este faultată, va fi aruncare de la 7 metri. Execută evident Bojana Popovic și e gol, a doua reușită deja pentru Bojana. Ar trebui spus că Germania, pe lângă surpriza pe care a creat-o prin victoria de ieri în fața Norvegiei, este și echipa care a lăsat acasă naționala Ungariei în turneul de calificare. A reușit să o învingă atât acasă cât și în deplasare și naționala cu a doua cea mai îndelungată participare la campionatele mondiale rămâne iată acasă. Pe primul loc, trebuie spus, la acest capitol este România, un lucru bine știut. Gol acum pentru Germania, o reușită a lui Misner. Da, Ungaria este mare absentă de la această ediție a mondialelor. Cehia a fost lăsată de Muntenegru tot în calificări. Muntenegru însă s-a distrat pur și simplu. E un rezultat normal. Diferență de 23 de goluri în cele două manșe, 75-52. Cele două naționale, Germania și Muntenegru, s-au întâlnit la ultimele turnee finale, tocmai pentru că vă spuneam la începutul comentariului, Muntenegru este o națională nouă, a reușit între ghilimele un loc 6 europeanul de anul trecut. Este, hai să zicem, singura performanță. Muntenegru participă pentru prima dată în istorie la un campionat mondial. Pe de altă parte, cum spuneai, o națională formată din jucătoare ce vin de la Budușnost, aruncare acum ratată de Catarina Bulatovic,
Sunt două Bulatovici în locul Muntenegrului. Andiela Bulatovici, care este coordonatoare și acest interdreapta. Gol acum pentru Germania. Mitzner, a treia reușită. Spuneai tu de forța ei de aruncare și să nu uităm de Nadia Nadgoronaia. Deocamdată n-am văzut-o în teren Cosi, dar probabil că va intra. Sunt pe același post. Sigur. 3-3. Meciul este echilibrat, dar câteva minute bune tabela încremenise la 1-2. Deocamdată Germania trăiește prin aruncările lui Mitzner, singura jucătoare care a marcat pentru naționala Germaniei. Să vedem această angajare pe semicerc. Foarte bine s-au strâns acolo și s-au și felicitat Mitzner și Anja Althaus. Da, bună această angajare și un gol pe care l-a reușit Ana Dokić. Începe mult mai bine această partidă Dokić, față de cum a jucat în meciul cu Islanda de ieri. 4-3 pentru Muntenegru, care rămâne cu o lungime în față, însă suntem mult prea devreme la începutul acestui meci pentru a avea o vedere de ansamblu. Mitzner lasă acolo până la Ana Lörper. Minge pierdută, bâlbuită. Cred că Isabel Klein a fost cea care n-a fost foarte precisă. Iată pe Lörper. I-a făcut intercepția, dar a și faultat. A, nu, de fapt arbitrii au întors acțiunea. Inițial Bojana Popović lansase acea minge, dar a fost și faultată. Nu vă spun ce salariu are Bojana Popović, că vă stric seara. Dar trebuie spus că această națională a Muntenegrului este văzută atât de bine, tocmai pentru că echipa Budućnost este o echipă atât de puternică. E vorba de la câștigarea ligii în acest sezon. Și în acest sezon, să nu uităm că Budućnost a fost semifinalistă de Liga Campionilor în sezonul 2010-2011, alături de Gheorghe, a ieșit în semifinale și câștigătoare de HF Winners Cup. Recuperarea aici a Muntenegrului, bună această lansare. O greșeală de recepție a balonului. N-am văzut cine plecase pe faza de contraatac. Numărul 4, Jovanka Radicević, jucătoare la Eto Gheorghe. Sunt 11 jucătoare de la Budućnost și câte una de la Gheorghe, Olkin, Iciaco, Bekeș, Șaba și Erd. Aceasta este structura lotului muntenegrean. De partea cealaltă am vorbit ieri despre Germania. Leipzig este echipa de club care dă cele mai multe jucătoare. Da, să vedem atacul Germaniei, care încearcă să egaleze din nou după ce a făcut acest lucru și la 3. Lörper scoate acolo, să vedem aruncarea, o pasă sărită până în stânga la Natalia Augsburg. Corectă decizia arbitrilor, apărare în semicerc, 7 metri pentru Germania, foarte bun jocul de pase. Ana Lörper arată o formă deosebită, zice, și un avertisment. Da, cartonașe galbene, care nu reprezintă decât un preambul al eliminărilor. Iată pasa lui Lörper, musculată serios, aruncare de la 7 metri și specialista Mitzner aruncă fără niciun fel de probleme. E deja al patrulea gol. Da, evident. Și ieri a aruncat tot de 4 ori de la 7 metri. De fiecare dată a reușit să înscrie 4 din 4 și alte 4 goluri din acțiune. Nu mai a marcat pentru Germania până acum. N-ar fi, să zicem, un semn bun. Din acest punct de vedere, Muntenegru stă mai bine. Are deja 3 marcatoare. O problemă începe să fie atunci când nu marchezi deloc. Atâta timp cât e cineva care înscrie, e bine. Același lucru se poate spune și despre Muntenegru, care reușește să înscrie din nou prin Katarina Pulatović. Bine merge interul dreapta al Muntenegrului. Ambii inter, de fapt, pentru că da? Și Bojana Popović în stânga face treabă bună. Câte 2 goluri a reușit cei doi inter, plus un gol marcat de Ana Dokić, pivotul echipei. 5-4 pentru Muntenegru. Foarte înaltă și această Katarina Bulatović, 1,86 m, o jucătoare cu kilograme, are 73, una dintre cele mai grele din lotul Muntenegrului. Jucătoare de forță, bună apariția lui Augsburg, însă intervenția excelentă a Marinei Vukcević. Posibilitate pentru Muntenegru se desprinde la 2 goluri de neoprit Bojana Popović, al 3-lea gol pentru starul naționalei. Da, văd că Heine Jensen începe din nou în poartă cu Sabine Englert. Exact același lucru s-a întâmplat și ieri. Evident, Englert
este văzută ca portar titular pentru că are experiență, este cea mai veche din actualul lot al Germaniei, încă din 2001 selecționată, are 30 de ani, însă poate și pentru că Clara Völtering joacă la Budućnost, a fost ținută deocamdată pe margine. Nu mă îndoiesc însă că dacă se îngroașă gluma și portarul Englert nu se descurcă, Heine Jensen o va trimite pe Völtering. Există și varianta Katia Schulte. În sfârșit, Nagornaia în teren și mai bună talie pentru Germania, acum la linia de 9 metri, încearcă să finalizeze cu gol. Sabrina Richter, India se duce pe lângă ea, doar atarea Sabrinei. Richter, care a jucat fantastic ieri, a reușit 6 goluri. A, bună lansare aici în extrema dreaptă, gol pentru Muntenegru, 7-4. Radicevic, cred că a fost. Haideți să vedem. Da, Iovanka Radicevic este primul gol al ei. Pasă bună venită de la Milena Knežević, un număr 90 pe care nu-l întâlnim foarte des la un meci de handbal. A intrat și Nadia Nagorodnaya, numărul 21, jucătoarea lui Thuringer. Ne să spunem una dintre noile apariții naționale a Germaniei, abia de la sfârșitul lui 2010. Până acum 11 selecții și 32 de goluri. Lörper scoate în spate, aceeași Nagornaya aruncă peste foarte mult. Iată-l pe Heine Jensen, 34 de ani, contraatac pentru Muntenegru și este 8-4. Al doilea gol consecutiv, înscris de extrema dreaptă, Iovanka Radicevic. Da, Germania scapă jocul de sub control și antrenorul echipei cere timp de odihnă. Explozivă Muntenegru pe faza de contraatac, o echipă cu o medie de vârstă de 24 de ani și jumătate. Germania stă mai bine la acest capitol, are peste 27 de ani, deci o experiență mai mare. Și sigur că norvegienii și Norvegia, echipa Norvegiei, își dorește ca Muntenegru să învingă, tocmai pentru ca Norvegia să aibă mai mari șanse la câștigarea acestei grupe. Contează mult și poziția de pe care pleci în faza opinilor, pentru că, teoretic, cel puțin, vei întâlni o echipă mai slab clasată din grupa B. Dragă Nazic, spuneam că este și antrenorul lui Budućnost și era firesc să fie adus și la echipa națională. Cunoaște foarte bine fetele, n-are oare de selecție fantastică, tocmai de aceea federația a concentrat totul, să zicem, la nivelul unei singure echipe de club. De altfel, nici nu prea ai cum să ai are de selecție, din moment ce Muntenegru e o țară cu doar 625.000 de locuitori, dar e o țară unde sportul este extrem de important. După cu 3 ani de zile, vă reamintesc că naționala de polo acestei țări a devenit campioană europeană. A câștigat și Liga Mondială, dacă nu greșesc, apoi în 2009. În sfârșit, important e titlul european din 2008, vorbind de o țară cu câteva sute de mii de locuitori și totuși sportul de la mare putere, cum de altfel și în Croația, și în Serbia, și în general în țările care au format Iugoslavia la un moment dat. Am văzut că a ieșit Ana Lörper de la coordonare și a fost introdusă Kerstin Volbold cu numărul 31. Dese schimbări de poziție între ea și Nagornaya. Nagornaya îi convine să arunce din zona centrală, însă până acum n-a reușit foarte mult. Iată acum pe Volbold. Mingea ajunge la Nagornaya. Foarte bine se apără în zona centrală muntenegrencele. Nagornaya, iată, culoarul ei de pasă, fusese blocat. De cât de bine se apără această Iovanka Radicevic. În prim plan, numărul 5, Ana Djokic. Da, nici cu pivotul n-au finalizat până acum și n-au combinat nemțoaicele. Interii, de asemenea, foarte slabi, n-au fructificat nimic. Încearcă din nou de pe extremă, ratează pentru a câta oare Sabrina Richter, nici extremele așadar. Funcționează până acum, Germania, spuneam, a marcat 4 goluri prin aceeași jucătoare, centrul echipei care în acest moment nu se mai află pe teren. Între timp reușește să marcheze Ana Djokic golul 9 al Muntenegrului și al doilea pentru ea. Da, e clar, Muntenegru este o națională furioasă după ce s-a întâmplat ieri cu Islanda. Iată, Germania n-a mai înscris de 5 minute. N-a mai înscris Misner, practic. Iată pe Misner, revenit acolo pe postul ocupat de Nagornaya. Ce pasă! Volei balată, pur și simplu, și un gol superb. Primul înscris de altcineva decât de Misner, cu toate că
jucătoarea de 1,92 m a fost în prim planul acestei acțiuni, cu pasa dată către Anel Müller. Da, a schimbat până și pivotul antrenorul Jensen, era nevoie de așa ceva. În sfârșit, după 5 minute și ceva, Germania dă și ea un gol. Joacă pentru Leipzig această Anne Müller, are 1,74 m și e născută în 83, are 28 de ani, adică aici pași făcuți de muntenegrence. Să vedem faza de contraatac. Volvol de la coordonare, apoi Mitzner, minge ajunge din nou la Sabina Richter, apără senzațional, senzațional Marina Vukcevic. Da, oricum și dacă diferența pe tabelă va fi mai mare de 4 goluri, sunt convins că vom avea parte de un meci strâns pe final. Asta pentru că Germania a arătat această capacitate de a se strânge, de a se concentra pe finalul meciurilor. Aruncă și de această dată nu mai înscrie Mitzner. Ai remarcat tu la un moment dat că seamănă debutul de meci cu ce s-a întâmplat ieri în partida cu Norvegia. Am trecut de acel sfert de oră. Teoretic ar trebui ca Germania să crească. Vom vedea însă practic. Eficacitatea portarilor de partea evident naționalei Muntenegru, cu Vukcevic având 38%, sub 30% pentru Sabine Engler. Popovici lateral, a intrat în combinație și Bulatovici, din nou Boiana Popovici. Fluieră ceva arbitrii aici. Fetele s-au tras și arbitrii intervin, rectific. Au atras atenția celor două fete și jocul se rea acum. Ne apropiem de minutul 20 al partidei. Maria Jovanović coordonează atacul Muntenegrului. Să vedem dacă va mai reuși să înscrie pe linia de 9 metri naționala Muntenegrului, fie prin Popovic, fie prin această excelentă Bulatovic. Minge de pe semicerc, care cred că a atins bara, a fost aruncarea Anei Djokic. Mitzner, aproape de o forțare aici. Cine a fost? Volbold. Da, Kerstin Volbold. Mă uitam că pe semicerc, pe postul de pivot, Germania are jucătoare foarte experimentate. Pe lângă Anja Althaus, care are 183 de selecții și 405 goluri, mai este și Anne Müller, care are și ea peste 100 de meciuri pentru naționale, mai puțin de 115 și 157 de goluri. Nu mai intră șuturile Franziska Mitzner. O problemă mare are Germania. Bulatovic, da, foarte pas. Ratează Boiana Popovic. Faza găsit-o într-o situație de pivot. Foarte bună pătrunderea, pasă excelentă dată de Katarina Bulatovic. Schema excelentă a Muntenegrului, dar nefinalizată cu gol. Acum o problemă de recepție a balonului a nemțoaicelor, foarte aproape din nou de intercepție Bulatovic. Da, extraordinar au reușit să le păcălească pe nemțoaice. De fiecare dată când Katarina Bulatovic primește mingea, această statură impozantă se așteaptă să arunce. Pasa a venit către Popovic. Iată golul Germanii înscris de Klein. Da. Primul gol pentru ea din acest meci. Așa este, Interul dreapta al Germaniei înscrie. Echipa ei avea nevoie de acest gol. Isabel Klein nu este o jucătoare foarte înaltă, foarte puternică, însă are un braț cu aruncare extraordinară. Da, jucătoare de 1,72 m. Dar ieri n-a dat niciun gol cu Norvegia. Da. Gol frumos de pe extrema dreaptă, Jovanka, nu este Radici. Savic. Da. Iată. Jucătoare și a lui Budućnost, spuneam cea mai în vârstă din naționala Muntenegrului, are 35 de ani. A prins chiar și naționala Iugoslaviei, a jucat și naționala Serbiei și Muntenegrului și iată acum ajunge să joace în naționala Muntenegrului. A fost în 2001 cea mai bună extremă stânga din lume. La cel mondial. Da, da, evident. Mitzner. A reintrat Lörper, nu? Acolo este în continuare Volbold. Să vedem pe Natalia Augsburg, aruncare de pe Inter, foarte bine reușită să blocheze Vukcevic.
duce la 6 pentru Muntenegru, care are din nou ocazia să se ducă la 5 goluri. Bulatovic, luată repede în primire de Natalia Augsburg, o jucătoare pe care o vedem în faza defensivă exclusiv. Dokić, am vorbit despre ea, se descurcă destul de greu, dar până la urmă a reușit să înscrie de două ori. Are o deplasare foarte bună. Ăsta e marele atuie, bătăioasă. A, n-ai cum să fie altfel pe un semicerc. Sigur, combinație, Boiana Popovic, o pasă greșită. E primul serviciu greșit al Boianei în această partidă. O excelentă pasatoare, are un procentaj ridicat la acest capitol. Gol superb marcat de Stefanie Melbeck. Melbeck, care iată este introdusă mai devreme de data aceasta decât în meciul trecut. Spuneam, 6 goluri înscrise de ea în repriza a doua. O jucătoare sănătoasă, în sensul că are multă vigoare în felul în care se deplasează pe teren. O jucătoare a Muntenegrului care însă iată este întinsă la pământ, că un șoc serios în felul 4. E Boiana Popovici chiar. Da. Fost o jucătoare la Viborg, la Shagelse, ea mai jucat și la Budușnost la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, a câștigat Liga Campionilor cu Shagelse în 2004, 2005 și 2007, cu Viborg în 2009 și 2010, uluitor. Ar fi de spus că... Lovită cu cotul, atenție pe această reluare. Neintenționat, sigur, a încercat să pătrundă Stefanie Melbeck, dar a lovit-o. Oricum, trebuie spus că și în lotul României, Oana Mane a avut probleme la meciul pe care l-am câștigat cu mare greutate în fața Tunisiei. A fost scoasă undeva în repriza a doua și nu a mai putut continua. Ce era mai grav? De ce era mai grav am scăpat? Se pare că doar o întindere la colateral și că va putea fi recuperată spre fazele superioare ale competiției. Oricum, poate pentru ultimul meci din grup. Boiana Popovici a fost de 3 ori golgheterul Ligii Campionilor, ceea ce nu e puțin, declarată de câteva ori cea mai bună jucătoare din campionatul danez, golghetera campionatului și așa mai departe. Vorbim de o super jucătoare. Are o medalie de bronz cu Iugoslavia la Mondialul din 2001, vorbeai tu ceva mai devreme, dar atunci Muntenegru și Serbia formau, erau împreună, ca să zic așa. Bun ar mai fi de spus că aceste jucătoare pe care le-ai amintit, Boiana Popovici de 32 de ani și Maia Savici de 35, trag oarecum media de vârstă a Muntenegrului în sus, pentru că restul jucătoarelor sunt cam de 22-23 de ani. Media de vârstă este de 24 de ani și 6 luni. Ce gol înscrie Bulatovici. O națională a Muntenegrului care s-ar putea să pună și mai mari probleme în anii care urmează. Absolut. Tocmai datorită acestei tinereți. 4 goluri, Germania venise la 3 ceva mai devreme. Misner, acum din nou Volbold. Mingea trece pe la toate jucătoarele. Pe semicerc este Anne Müller. Atât pe Misner. Din nou Volbold, acolo Stefanie Melbeck. Schimb de poziții între Melbeck și Volbold. Bună pasa pentru Müller. A călcat semicercul Anne Müller. Plecase excelent însă în deplasare, în mișcare. Superbă această pătrundere. Arbitrii fluieră cu oarecare întârziere. Iată-l și pe antrenorul de 34 de ani al Germaniei, Heine Jensen. Heine Jensen, care mi s-a părut un tip cu mult sânge rece la meciul cu Norvegia. Da. Și mi se pare și acum un tip destul de calm. Nu se agită, dacă vrei, după modelul antrenorului Rusiei. Trefilov vine acolo în caz special, dar să știi că se transmite această stare de pe bancă la nivelul jucătoarelor aflate în teren. Meciul nu e pierdut, evident. Avem precedentul din partida cu Norvegia. Nu, spuneam, și dacă ar fi 5-6 goluri la pauză, Germania ar putea reveni. Aruncare senzațională, o aruncare care vine de la Maria Jovanovic, primul ei gol. Maria Jovanovic a marcat 5 goluri cu Islanda. Hai să vedem replica Germaniei, scapă balonul, Volbold.
Da, Jovanović a avut în meciul cu Islanda și două aruncări de la 7 metri, pe ambele le-a transformat 100%, de altfel au fost singurele aruncări de la 7 metri pentru Muntenegru, ceea ce spuneam, jocul slab pe semicerc al pivoților, care n-au înscris decât un singur gol prin Ana Djokic și puținele mici care au venit acolo, ca Muntenegru să aibă mari probleme. Gol înscris acum de aceeași Mølbæk, Stefanie Mølbæk. Al doilea gol, dacă mi-am notat corect. Așa este, așa este. Iată și confirmarea pe grafică, stânga sus. Pozițional pentru Muntenegru, fără Bojana Popović, nerefăcută după accidentarea anterioară. Cu Bulatović în Inter dreapta, un schimb de locuri aici, s-a încercat angajarea pivotului. Pasă riscantă dată de Ana Radović, ea conduce atacul. Încearcă să pătrundă Jovanović, greu de tot, Radović aruncă de pe ambele picioare Katarina Bulatović. Ba, bară, ce noroc au nemțoaicele, ce noroc au nemțoaicele, de apreciat însă intervenția Sabininei Engel mai devreme. Aici... asta voiam să spun că ar fi extrem de important ca Germania să nu primească gol la această fază. Dar ne trebuie să și marcheze, 5 minute și ceea ce nu se întâmplă, uite, aveau nevoie de gol aici. Bun, ele au încercat să finalizeze foarte repede acțiunea de atac, mai ales că muntenegrencele nu se repliaseră, nu erau în dispozitivul de apărare complet, însă uite că au ratat și din nou Germania ar putea să sufere o diferență de 5 goluri. Revine în teren Bojana Popović. Să le mai spunem prietenilor noștri că în aceeași grupă A s-a mai disputat ieri un meci, Angola-China 30-29. Și Angola este deasupra Muntenegrului și Norvegiei în această grupă. Sigur, nu va rămâne foarte mult vreme pe acea poziție, însă totuși ca un fapt divers. China-Norvegia se mai joacă în această seară și Islanda cu Angola, da? Trei meciuri. Da, acolo e de pariat, dacă vreți, pe diferența de goluri între Norvegia și China. Probabil că vor fi peste 10. Bojana Popović, o bătaie, a schimbat direcția. Nu reușește să înscrie a doua aruncare, a doua pătrundere a Bojanei, nefinalizată cu gol. Englert, iată, cu 6 intervenții din 18. O șuturi pe care le-a recepționat. Iată, pătrundere aici, oh. Faultul asupra Stefaniei Mølbæk. Bulatović a băgat mâna în gât pur și simplu Stefaniei Mølbæk. Sunt două jucătoare cam de același profil fizic. O luptă dreaptă, să spunem așa. Ar fi de spus că Mølbæk, jucătoare de 34 de ani, cea mai vârstnică, dacă mi-am notat corect, da, și care vine de la SV Buxtehude din prima ligă a Germaniei, 206 selecții și 436 de goluri. Bulatović, Katarina Bulatović trimisă pe bancă pentru 2 minute, decizie corectă arbitrilor, frumoasă succesiva, gol marcat de Germania prin Natalie Augsburg, prima reușită a extremei stânga acestei echipe naționale. Da, Augsburg practic a înscris un singur gol în tot meciul de ieri cu Norvegia, n-a fost nevoie de mai mult, nici nu au fost foarte, foarte multe pase către ea, însă e o jucătoare căreia dacă îi dai mingea de obicei nu ratează. Germania are posibilitatea să mai recupereze pe tabelă, să vedem, însă pentru că individual Muntenegru, senzația mea este că stă ceva mai bine. Golul nu este validat. A aruncat Ana Radović, iată și reluarea. Un minut încă din suspendarea Muntenegrului, care joacă în inferioritate numerică. Vedem pe Bojana. Germania, evident, un pic mai avansată în această fază de apărare. Da, pentru că în acest fel vrea să forțeze și recuperarea. Probleme pentru Ana Djokić, a fost lovită, e mică și atunci orice lovitură pe care o primește o resimte din plin. Fetele nu se menajează, am văzut și ieri în Germania cu Norvegia niște picioare, un genunchi acolo reluat de vreo 2-3 ori, ceva de nedescris, inimaginabil. Da, uneori se lasă și cu lacrimi, e de înțeles, șocurile sunt suficient de dure. Popović. Da. Oh, nouă pătrundere și din nou fără gol.
Asta nu e bine pentru Muntenegru. Sigur că lui Popovic acum îi se acordă o atenție sporită, mai ales după ce a avut un start de partidă foarte bun. Din nou neatenție la construcție pentru Germania. Misner e pentru a doua sau a treia oară chiar când dă pas greșit, se grăbește inexplicabil. Inexplicabil se grăbește și dă pasul total aiurea. Ar mai fi de urmărit felul în care dă de obicei pasa Misner. Este o pasatoare de o finețe extraordinară. Se uită într-o parte și pasează da, în cealaltă. No look pass dacă vrei. Da. Mai mult dă din încheietură cu extraordinară dexteritate, însă uneori comite și astfel de erori. Bine că nu se întâmplă asta când mai sunt 3 minute din tot meciul, ci doar din această primă repriză. Oricum, pe nesimțite, Germania a venit de la 5 goluri la 3. Și de ce nu, cu o apărare bună acum și cu un gol eventual pe următoarea fază de atac, ar putea să vină la 2. Catalina Bulatović vine de pe bancă în urma eliminării temporare și nu marchează. Șutul n-a fost rău, a fost incomodată și de Natalia Augsburg. Haideți să vedem poziționalul Germaniei. Apără, excelent Vukcevic. Mi se păruse gol făcut odată ce Stefanie Melbeck rămăsese singură pe semicerc, însă a preferat să tragă întors. Da, aici contează și cum anticipează portarul și Marina Vukcevic s-a dus logica, zice, pentru că direcția de aruncare, spun eu, a fost logică și atunci intervenția a fost la fix. E timp de odihnă solicitat de Dragan Azić, antrenorul Muntenegrului. Am văzut și o informație pe ecran privitoare la intervențiile Marinei Vukcevic. 40%, 6 reușite, 6 intervenții salvatoare. Un minut și jumătate din această primă repriză, dar fetele trebuie liniștite. De remarcat cum s-a schimbat la față și a zice... Pe tot corpul chiar, priviți-o pe Bojana Popovic, a slăbit enorm, aproape de nerecunoscut Bojana Popovic. Foarte mult a slăbit. Rămăsesem la această Marina Vukcevic, ar fi de remarcat faptul că are doar 18 ani. O jucătoare care pe un site apărea cu vârsta de 28 de ani. Am intrat pe site-ul lui Budućnost, acolo unde evoluează, și am avut confirmarea că într-adevăr are 18 ani și iată este jucătoare titulară pe acest post, în detrimentul Marianei Milenković, care are 26 și joacă la Iceac. Da, țările care provin din fosta Iugoslavie au cam aceeași idee, cam aceeași strategie. Introduc în echipele de club și în echipele naționale jucătorii și jucătoarele așa, de tineri și de tinere, lucru care se întâmplă și la fotbal și în toate jocurile sportive, spuneam, de aceea sârbi, în general croații, muntenegreni și așa mai departe, reușesc să vândă infinit mai bine decât noi românii, de exemplu. Noi n-avem curajul să promovăm masiv tinerii la echipele noastre de club și echipele naționale, ne teamă. Ei n-au teama asta, pur și simplu. De aceea vând jucători cu zeci de milioane la fotbal și așa mai departe. Da, am văzut-o pe Ana Radović trântită din nou pe parchet. Radović până acum n-a reușit să înscrie, însă a scos câteva cartonașe galbene de la Mânțoaice. Se rea atacul muntenegrencilor la 12-9 și când mai avem cam 40 de secunde din această primă repriză. Bine recuperează nemțoaicele, au o excelentă șansă să se apropie la 10-12. Da, au nevoie de gol și ar putea să rămână în atac până la finalul reprizei. Prieteni, uitați, în această seară la ora 22 avem un alt supermeci. E vorba de Rusia-Spania, partidă din grupa B, să vedeți acolo meci. Da, Spania care este o adevărată revelație, o națională care a crescut mult în ultimii ani, un gol care vine la fix pentru Germania. Iată ce pasă frumoasă pentru Misner, care în sfârșit găsește din nou cadrul porții. E al cincilea gol, dar n-a mai marcat de nu știu când. 12-10 pentru Muntenegru la capătul unei prime reprize mai mult decât interesantă, zic. Da, aș putea spune că până la urmă Muntenegru a scos prea puțin
din ce ar fi putut, pentru că a avut 5 goluri la un moment dat diferență și iată, Germania s-a apropiat în ultimele momente ale acestei reprize la doar 2 goluri. Noi luăm o scurtă pauză și revenim în aproximativ 10 minute.